Un medieșan în vârstă de 68 de ani a fost depistat băut de poliție după ce a lovit o mașină în cartierul Dupăzid. Evenimentul s-a petrecut în timp ce conducea un autoturism pe strada Dupăzid. Șoferul a efectuat virajul la stânga fără să se asigure suficient și a lovit un autoturism parcat. Evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale, dar testarea alcoolscopică a conducătorului auto a indicat o valoare de 0,75 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost însoțit la o unitate medicală pentru recoltare a probelor biologice. În timp ce conducea un autoturism pe strada Dupăzid, un localnic în vârstă de 68 de ani a efectuat virajul la stânga fără să se asigure suficient și a lovit un autoturism parcat. Din fericire, evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Testarea alcoolscopică a conducătorului auto a indicat o valoare de 0,75 mg per litru alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind însoțit la unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice. Astfel, la nivelul biroului rutier Mediaș, se efectuează cercetarea în vederea stabilirii situației de fapt pentru aplicarea măsurilor legale în consecință.